toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. La împlinirea 104 ani de la unirea Basarabiei cu România, bălțenii au fluturat tricolorul și au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din fața primăriei. Unirea a fost votată de sfatul țării pe 27 martie 1918, Basarabia fiind prima dintre provinciile istorice care s-au unit cu România. I se descarcă omului bombele în fața porții. În lupta pentru pace sunt mobilizați copiii și morții. Lucruri stranii de tot se întâmplă pe glob. Suntem foarte mândri de țara noastră, de neamul nostru. Simt tot ce e mai frumos în această lume, deci mă simt ca... Deci e un farmec ca parte pe care îl simt la această sărbătoare. Bălțul a fost primul județ din Basarabia care a votat unirea cu România în urmă cu 104 ani, în ziua de 3 martie 1918. Evenimentul a avut loc la zemstva din Bălți, actualul sediu al stării civile. Cred că puțin știu că Bălțul a fost cel mai unionist oraș, practic. De aici a început toate procesele unioniste. Sper eu să ajungem la anul viitor. Să o sărbătorim doar simbolic și să nu mai cerem, să nu se mai audă cuvântul unirea sau reunirea. Din păcate, istoria a fost foarte vitrică și noi n-a fost chiar pe vecie. Suntem uniți în suflet, suntem uniți în gândire, în speranță. Consulul general al României la Bălți, Petrișor Dumitrescu, a declarat că Republica Moldova poate conta pe toată susținerea de peste Prut. Astăzi, România reprezintă cel mai onest și sigur partener al Republicii Moldova. Politica României este una coerentă și consecventă și vizează în egală măsură toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul în care trăiesc, de limba pe care o vorbesc și de etnie. Unirea înseamnă putere, înseamnă lumină, înseamnă prosperitate. Dezbinarea, separarea înseamnă slăbiciune, înseamnă întuneric, înseamnă sărăcie. La evenimentul organizat în fața primăriei de Bălți au participat și ucraineni care au reușit să fugă de urgia războiului. Și mesec nazad ja bol pod bombeșkai na Ukraini. Razrushene gorada takie ka Kishinev, takie ka Belse. I ya nadeyus' to и Украина присоединится к Румынии, к Молдове, к Евросоюзу. Мы будем с вами вместе честно жить, работать в мирное, хорошее время. Хочу низко вам всем поклониться, что вы так сердечно принимаете нас, что вы нас накормили, приютили. Amintim că pe 27 martie 2017 președintele României Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii pentru declararea zilei de 27 martie, ziua unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare națională.